În acest weekend, odată cu startul festivalului la un moment dat în parc, Parcul Regina Maria a prins viață. Pentru o bună desfășurare a evenimentului, parcul a fost pregătit de către echipa Horticultura SA, care au tuns iarba și gardul viu și au curățat zona de deșeuri. De asemenea, pe scena safari au urcat atât artiști internaționali cât și artiști locali. Pe lângă muzică, vizitatorii festivalului s-au putut bucura de mai multe standuri cu produse locale, accesorii ceramică, printuri și obiecte proiecte croșetate, târg de viniluri și workshop de teatru senzorial.